Am dorit să ne ridicăm în picioare, să citim câteva versete din Faptele Apostolilor, din capitolul 5, versetul 12 până la 16, pagina Bibliei 1060. Fapte, capitolul 5, de la versetul 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe, îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga de la Ierusalim din cetățile vecine și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Amin. Se pot ocupa locurile. Dragii mei, ne bucurăm că suntem în casa Domnului și de fiecare dată noi avem o oglindă unde ne putem vedea viața, omul spiritual. Oglinda este cuvântul. De aceea Pavel îi spune lui Timotei, printre altele în 2 Timotei, în capitolul 1, foarte frumos, citim aici ce îi spune Pavel și ne spune și nouă. Spune în 2 Timotei, în capitolul 1, versetul 13, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Avem un dreptar al vieții noastre spirituale, a omului spiritual. Dreptarul e cuvântul. Totul numai după cuvânt. De aceea e foarte important să ne uităm în Cartea Sfântă, tot timpul să fim atenți. Când plecăm de aici, latura morală este să luăm hotărâri, decizii de a ne apropia de Domnul. La apogeu încă niciunul n-am ajuns. Nimeni nu a ajuns la apogeu, nici Pavel nu a ajuns la apogeu. Chiar dacă într-un mod deosebit Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin el. Basmale sau șorțuri puse peste Pavel și duse la distanțe, puse peste bolnavi, bolavii se vindecau, se însănătoșeau. Și totul el spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat. Mă lupt cu mine, mă port astfel cu trupul meu, îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Dacă nu luăm hotărâri de fiecare dată când venim aici, să știți că nu și-au atins scopul venirea noastră la casa Domnului. Foarte important. Aici avem un segment din viața bisericii primare, modelul nostru în toate domeniile, avem modele. Astăzi numai după modele. Există standarde în toate compartimentele. Când e vorba de cele spirituale, avem model. Modelul nu e biserica din stânga sau din dreapta, familia din stânga sau din dreapta. Nu sunt persoanele din jurul nostru ca modele. Modele le avem aici, în Biblie. De aia Biblia, uitați-vă, spune cuvântul Domnului foarte frumos, uitați-vă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le credința. Foarte important. Aici avem un segment, ce frumos, auziți numai ce afirmație. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Ce standard înalt spiritual. Extraordinar. Niciunul din cei nenăscuți din nou nu îndrăzneau să se lipească. Aici, în zilele noastre, sunt mulți încă. De aia spune, lăsați-le să fie împreună. De aia spune Pavel lui Timotei, în 2 Timotei, în capitolul 2, versetul 19 și 20, într-o casă mare sunt vase de cinste și vase de ocară. Dacă cineva se curățește, ăsta e, aici noi ne verificăm. Dar totul raportat la cuvânt. Nimic fără cuvânt, oglinda, uitându-ne la înaintașii, în mod special la Domnul Iisus, modelul absolut, uitându-ne la El. Dacă cineva se curățește, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor Tatălui. Astăzi încă se poate face lucrarea aceasta. De aia spune, lăsați neghina să crească împreună cu grâul, nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul. Cel ce astăzi este neghină, spunem noi, mâine poate să fie grâu. Dacă se schimbă, dacă acceptă schimbarea, primește cuvântul. Amen.
ce standard înalt. Niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei. Avem niște semne a bisericii. Domnul a lăsat semne, să știți. Zice aici, numărul celor ce credeau în Dumnezeu, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că scoteau pe bolnavi pe ulițe, îi puneau pe paturi, pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. În Noul Testament, de la biserica primară, atunci, mai ales în acea perioadă, arată foarte multe semne. Să știți, e foarte important să urmărim aceste semne, să urmărim cerințele pe care le are Domnul pentru biserică. Domnul are pentru biserica lui cerințe. Cerințele le avem aici, în Cartea Sfântă. De multe ori poate există o răsturnare a valorilor. Există valori, valori care trebuie să le prețuim, să ne uităm la ele, să le urmăm, să le urmărim, să tânjim după ele. Zestrea spirituală, o avem aici, zestrea bisericii. La ora actuală sunt multe semne, vreau să spun că plin de semne bisericile locale și în țară și probabil și aici în America. Există semne, sigur, vizibile, dar cele spirituale, alea ne interesează. Semnele spirituale. Auziți numai ce spune în Psalmul 74, printre altele. Spune aici în Psalmul 74, vis-a-vis de această afirmație. Auziți ce spune aici cuvântul? Vrăjmașii au pustit totul în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău. Au pus semnele lor drept semne. Există semnele oamenilor puse drept semne. E o tragedie să te trezești în final. De aia spune Biblia că de-abia până în ultimă clipă e bătălia. Nu e simplu. Zice versetul 9, semnele noastre nu le mai vedem, nu mai este niciun proroc care să ne spună, nu e nimeni printre noi care să ne spună până când. Semne, Domnul a avut semne. Aici, în Faptele Apostolilor, le vedem aceste semne foarte frumos. Auziți numai ce spune printre altele, versetul 42 din capitolul 2. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, unitatea bisericii. Toți împreună, zice versetul 46, ca o reluare, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Extraordinar. Erau nelipsiți de la templu. Suntem mereu în criză de timp. Tot timpul în criză de timp. Și așa spunem, las că de mâine sau de anul viitor o să fie mai ușor. Da, de unde? Azi trebuie să o rupi, azi să te hotărăști. Oameni de principiu, de principii, principii sfinte, bineînțeles, hotărâți. De astăzi sunt hotărât cu toată inima să-mi fac timp pentru Biblie, pentru rugăciune, pentru cele sfinte, pentru părtășie, să nu lipsesc cumva de la părtășie. Domnul vine la părtășie când eu nici nu mă gândesc. El e prezent întotdeauna, dar în mod special, poate să are un cuvânt în dreptul meu și eu îl pierd. Spune aici, toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea casă și luau rana cu bucurie. Lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Auziți ce biserică, ce standard înalt. Dar mai citim aici tot câteva versete din Faptele Apostolilor. Zice, biserica în vremea aceea se bucura de pace. Pacea e foarte importantă pentru unitatea bisericii. Zice să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii, unitatea la nivelul Duhului, cei ce, de aia spune, ceilalți nu cutezau să se apropie, să te iau departe, îi priveau doar la modul în care se consuma și se desfășura lucrarea în prezența lui Dumnezeu. Aici spune, biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea, Samaria. Se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Ce binecuvântare, ce bucurie, ce părtășie era acolo. Aici spune ca o continuare în Faptele Apostolilor 9. În Iope era o ucenică numită Tabita, nume după care tâlmăcire înseamnă Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milosenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit.
Eu îmi zic mereu, Doamne, dacă te îmbolnăvești și treci în veșnicie într-un moment bun, când ești la o cotă maximă spirituală și morală, faci lucruri bune, este extraordinar. Ai garanția absolută că te-ai dus acolo în bucurie, așa cum Pavel spunea, pentru mine este mai de folos să mă duc acolo. Ce mare binecuvântare, zice că a murit și totuși pentru o cauză aparent moartă. Totuși ce credință era în biserica primară, în biserica aceea. Auzit că Petru e acolo aproape și la un moment dat ori trimis, fiindcă Lida este aproape de Iope. Ucenicii când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să roage. Nu preceda să vii până la noi. Petru s-a sculat și s-a dus. Când a sosit, l-au adus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând. I-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. În dreptul meu, ce se arată? Ce văd cei din jur? Foarte important. Se spunea aici că noi suntem lumina lumii. Noi suntem sarea pământului. Lumina lumii, sarea pământului. Mărturia interioară și exterioară. A fi lumină înseamnă să fii mărturie exterioară. Cei din jur să poată recunoaște. Chiar dacă nu te acceptă, păi nu ne vor accepta toți. E normal. Zice că pe Domnul lor a acceptat. Dar să recunoască până și dușmanii că într-adevăr este un om deosebit. Să nu dai ocazia la nimic negativ. Mărturia exterioară, lumina, sare mărturia interioară. După ce ai stat de vorbă cu cineva, să rămână un gust plăcut. Sarea de gust, totul cu sare. Cele două mărturii nu pot fi neglijate, separate. Una o implică pe cealaltă. Știți care era maxima străbunilor noștri? În latină ziceau, nihil sole et sale utilis, nimic fără soare și sare, fără lumină și sare. De acolo când spune în Matei, voi sunteți sarea pământului, voi sunteți lumina lumii, la cine se referă? La toți? Nu toți, noi am vrea toți să fie așa. Toți cei ce sunt ai Lui. Și care sunt ai Lui? Cei care sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu sunt copii al Lui Dumnezeu. Cei născuți din nou. Domnul vrea toți să fim născuți din nou. El nu vrea să fim undeva pe o culme, mâine într-o vale. Mă urc, cobor și așa mai departe. Vrea să avem un crescendo, o creștere constantă până ajungem la statura plinătății Lui Hristos, la starea de oameni mari. Asta dorește Dumnezeu de la noi. Cine sunt sare și lumină? Auziți-mă, fericirile de la 1 la 12 zice, apoi a zis, ferice de cei săraci în duh, ferice de cei ce plâng, ferice de cei blânzi, ferice de cei flămânși însetați după neprihănire, ferice de cei milostivi, de cei cu inima curată, de cei împăciuitori, de cei prigoniți și așa mai departe. Și acum spune, voi sunteți care? Cei care ați pășit treptele acestea ale fericirilor. Standardul acesta înalt. Voi sunteți sare și lumină? Nu toți. Mulți chemați, puțini aleși. De ne vom lupta, toți vom fi, să știți. Toți vom fi. Toți cei ce sunt al lui Dumnezeu, ăia sunt sare și lumină. Vreau în continuare să vedem câteva lucruri, dragii mei, vis-a-vis de cerințele, de standardul acesta al bisericii, unitatea. Unitatea, de fapt, când vorbim de o unitate a bisericii, că aici vedem unitatea, zice, toți, zice, stăteau împreună în pridvorul lui Solomon, toți împreună. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească. Dar cum se vede unitatea? Unitatea e importantă, foarte importantă. Acolo unde e unitate, într-o familie unde e unitate, soț, soție și apoi copiii care vin, va fi și biruință, să știți. Păi Dumnezeu își onorează cuvântul Lui. De-aia noi suntem Biserica Filadelfia, care e formată din familiile noastre. Dacă familiile noastre sunt familii tari, unite, familii cu un standard înalt, așa va fi biserica locală. Biserica locală nu poate fi mai înaltă decât sunt familiile care o compun, care fac parte din biserica locală. Unitatea e foarte importantă. În unitate, când există rugăciuni, Biblia spune până acolo, dacă doi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru, auziți? Doi. Domnul promite că îl dă. E un lucru mare, să știți. Dar sigur, când e vorba de unitate, așa cum spune Apostolul foarte frumos în Cartea Filipenilor,
Citim aici despre această unitate în capitolul 2, foarte interesant. Zice, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Auziți ce unitate? Noi, eu pot să fiu cu fratele meu lângă, să fie lângă mine, dar nici pe departe. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu al duhurilor, Dumnezeul duhurilor oricărui trup. El vrea închinători adevărați. Închinători adevărați sunt în duh și în adevăr. Astfel de închinător dorește Tatăl. Unitatea aceasta la nivelul Duhului. Legătura aceasta a păcii. Când e unitate, ea se vede. Cum se va vedea unitatea? Vreau câteva lucruri în această zi. Zestrea, asta e zestrea spirituală. Sigur, noi dorim minunile să se facă. Nu alea trebuie să le urmărim minunile. Nu minunile. Ele vin de la sine, în contextul în care standardul bisericii și zestrea spirituală e păstrată. E păstrată. De la sine vin lucrările. Păi Dumnezeu, El zice că nu poate să mintă. El întotdeauna este da și amin. Ce frumos! Unitatea, unitatea trebuie să dorim. Cum se vede unitatea? Zestrea aceasta spirituală. Câteva lucruri pe care le știți, le reamintim, pentru că ele sunt foarte importante. Primul lucru, rugăciunea. Un al doilea lucru pe care îl voi aminti este neprienirea. Un al treilea este sfințirea. Un al patrulea este smerenia. Un al cincilea este rânduielile. Și un al șaselea este adevărul. Aș vrea să nu le uităm. Astea, sigur, sunt și altele. Dar dacă astea sunt, nu trebuie altceva, de la sine unitatea va fi. Când lipsește una din ele, deja unitatea nu mai este cea dorită de Dumnezeu. Și când ne uităm la prima biserică, sigur, au fost și acolo lupte. Și vrăjmașul de la început a încercat să intre. Dar noi trebuie să ne luptăm. De aia lupta este până la capăt. La nivelul unei familii, unde sunt aceste cerințe, aia este unitatea. Unitatea este o realitate. Nu este un lucru imaginar. Sunt multe lucruri imaginare în viața noastră și nu se împlinesc niciodată. Dacă într-adevăr trăim, sigur ele vor fi o realitate. Rugăciunea pe care aș vrea să o reluăm. Știți ce spune Biblia în Timotei? În 1 Timotei, în capitolul 2, versetul 1. Să facem rugăciuni înainte de toate. Rugăciuni, de la rugăciune pornește unitatea. Nu se poate unitate fără rugăciune. Rugăciunea este baza. Spune Isaia în capitolul 5-7, casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Să facem rugăciuni. Când mă uit la oamenii lui Dumnezeu cum se rugau și cât se rugau, eu de multe ori îmi zic, Doamne, dar când ne rugăm noi? Ideea este că astăzi eu trebuie să mă cercetez, să văd. Cum e în viața mea, în casa mea, în cortul meu, în familia mea? Spune aici în Psalmul 119, printre altele, auziți vis-a-vis de rugăciune, de starea aceasta. Zice, mă scol, versetul 62, mă scol la miezul nopții să te laud pentru judecățile tale cele drepte. Tot aici în Psalmul 119 spune, deschid gura și oftez și sunt lacom după poruncile tale. O iau înaintea zorilor și stric și nădăjduiesc în făgăduințele tale. O iau înaintea străjilor de noapte, îmi deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Zice, de 7 ori pe zi te laud din pricina legilor tale cele drepte. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu li se întâmplă nicio nenorocire. Zice, binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Vine necazul. Cum vine necazul și peste cel neprienit care se roagă? Da, vine. Auziți numai ce spune în Psalmul 34, printre altele. Spune aici în Psalmul 34 foarte frumos și, sigur, și alte texte care scot în evidență această lucrare. Zice aici așa, versetul 15. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană. Și urechea lui ia aminte la strigătele lor. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Și acum atenție, versetul 19. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Extraordinar. Totdeauna. Are Dumnezeu, îngăduie să vadă în încercare, rămân constant, rămân liniștit, încrezător în promisiunile lui. Foarte importantă rugăciunea. Foarte important această trăire în rugăciune, nu sporadic din când în când. Rugăciunea în cămăruță,
În primul rând, în cămăruță, unde nu mă vede nimeni. Ce frumos într-o familie, îmi zic mereu, să te vadă copiii, să crească în această atmosferă. Imaginea aceasta despre capul familiei, despre tata și mama, că iasă din cămăruță cu obrajii umezi, costat într-o părtășie cu Domnul, apoi altarul familial, familia toată, apoi la biserică, să nu lipsim niciodată de la părtășie. Ce frumos vorbește Biblia despre rugăciune. Rugăciunea este foarte importantă. Domnul dorește să trăim o viață de rugăciune. Auziți numai printre altele ce spune aici cuvântul Domnului în Psalmi. Spune aici la un moment dat omul lui Dumnezeu în Psalmul 142. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Și acum atenție, versetul 2. Învărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea. A povesti, pe aia trebuie de la jumătate de oră în sus. Nu poți să-i povestești Domnului istoria vieții tale și a casei tale. Zice că Petru și Ioan au mers împreună la soacra lui Petru, a intrat în casa lui Petru cu Domnul. Și pe drum i-or vorbi Domnului despre soacra lui Petru. I-or vorbi și despre Petru. Ce frumos când în rugăciunile noastre povestim Domnului și el, culmea este că stă lângă mine tot timpul cât îi povestesc, cât îi spune rugăciune. El nu pleacă. De eu n-am timp de multe ori, n-am timp, în 5 minute am terminat. Rapid, așa, fugitiv, trece azi, mâine, trece viața. Trece viața și vin și problemele. Și uneori ne întrebăm, Doamne, dar de ce sunt probleme? Ce dorește Domnul, care era viața bisericii primare? Era o viață de rugăciune. Dar în Psalmul 119, auziți, spune tot în această idee foarte frumos. Versetul 26 zice, eu îmi istorisesc căile și tu mă asculți, îmi place mult, îmi istorisesc căile și tu mă asculți. Învață-mă orânduirile tale, viață de rugăciune. Domnul Iisus e modelul nostru, dragii mei. Auziți numai ce spune în Evanghelia după Luca, printre altele, sigur, în toate Evangheliile este consemnată viața lui de rugăciune, la câtă modestie și în rugăciune. Dorința lui, întotdeauna se îndepărta de ucenici, nici ucenicii nu știau. Avem doar Ioan 17, rugăciunea Domnului. Dar în rest nu știm prea multe, doar așa, spicuiri. El se retrăgea și se ruga. Luca, capitolul 4, spune așa, când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Versetul 16, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Zice în continuare versetul 12 din capitolul 6. În zilele acelea Iisus s-a dus la munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciuni către Dumnezeu. Asta era viața lui. Seara se retrăgea și dimineața venea în mod plenar în fața oamenilor și ducea mesajul. Păi cum să nu aibă putere atunci? Spune că ungerea celui preanalt, pe el, așa ne spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, auziți numai ce frumos vorbește Biblia despre Domnul Iisus, că El e modelul nostru. Spune aici, printre altele, că Tatăl, adică însuși, versetul 27 din capitolul 6 din Ioan, căci a doua parte a versetului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Dar care era pecetea Lui? Care era pecetea lui? Auziți ce spune aici în Ioan, capitolul 4, zice aici, versetul 1. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Versetul 14. Iisus, plin de puterea Duhului Sfânt, s-a întors în Galileea. Plin! Pecetea. Zice, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduit, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Care sunt ai Lui oare? Are o pecete, da, noi am primit o arvună, o pecete extraordinară. Și cei ce au pecetea și se roagă în mod deosebit, sunt ascultați și Domnul stă de vorbă cu ei. Dar cât îmi fac eu timp să stau de vorbă? Auziți ce spune despre, tot aici în Evanghelia după Luca, ne spune în capitolul 9, cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el, versetul 28, pe Petru, pe Ioan și pe Iacob, s-a suit pe munte să se roage. Pentru aia s-a urcat pe munte, să se roage. El obișnuia să se roage. Lua uneori din ucenici pe câțiva, pe Petru, Iacob și Ioan uneori, mai aproape de el. Și aici zice, pe când se ruga, s-a produs marea schimbare și transformare. Noi vrem schimbări în casele noastre, în familiile noastre. Vreau să vă spun că nu se poate fără rugăciuni. Trebuie să ne rugăm mai mult.
Vrem o spiritualitate la nivelul bisericii locale. Nu poate fi spiritualitate decât cât e viața de rugăciune. Rugăciunea trebuie să fie pe prim plan. Obiectivul, dar nu numai rugăciunea. Sigur, am amintit rugăciunea. Doamne, ajută-ne să ne rugăm. Pune noi un duh de rugăciune, Doamne. Ne rugăm pentru noi, pentru cei dragi, dar lărgim sfera și perimetru pentru toți ceilalți. De aia spune Biblia, zice Petru, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Să te doară, cine cade în păcat și eu să nu ard. Să nu ard, spune Pavel, să te doară pentru cei din jur. Vrem o trezire în rândul tinerilor la ora actuală. E un mare pericol în biserică, să știți, pentru tineri. Oriunde, peste tot. E o luptă foarte mare. De aceea trebuie foarte multă rugăciune. Trebuie să cerem de la Domnul protecție, ocrotire, să intervină Dumnezeu, să dea biruință. Sigur, El va lucra, că El are în vedere poporul său, biserica sa. Un al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc în continuare, pentru unitate. Unitatea fără rugăciune nu există. Apoi cel de-al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc este neprienirea, starea de neprienire. Nu se poate unitate. Ești una, nu cu oricine. Se spunea la timpul de rugăciune. Prieteniile, dar știți ce spune Biblia printre altele? Zice, sunt prieten cu toți cei ce iubesc legile tale. Zice, sfătuitorii mei sunt poruncile tale. Psalmul 119, sfătuitorii mei. Care sunt sfătuitorii tăi? Pe cine am? Este extraordinar, întotdeauna. Întotdeauna are Domnul răspuns la problemele pe care le ai. Prin cuvântul Lui, El întotdeauna are răspuns. Ce frumos, stare de neprienire. Dar acum, vis-a-vis de starea asta de neprienire, nu pe care ne-o punem noi, că uneori bisericile locale au neprienirea lor, fiecare, de multe ori. Omul pune o neprienire. Nu, nu asta e cea pe care o dorește Dumnezeu. Auziți numai ce spune Biblia, în Psalmul 119. Spune printre altele aici așa, versetul 40. Iată, doresc să împlinesc poruncile tale, fă-mă să trăiesc în neprienirea cerută de tine. Cum are și Dumnezeu o neprienire care o cere, da. Unde o găsim? În biserica primară. În cuvântul lui Dumnezeu, în viața Domnului Iisus, în trăirea Lui, în viața apostolilor. Sigur, niciunul nu a fost desăvârșit, dar acolo ne arată și partea negativă pe care o avut-o ca să nu o punem și noi în aplicare, iar partea pozitivă să o împlinim. Ce frumos! Fă-mă să trăiesc în neprienirea cerută de tine. Domnul cere o neprienire. Dar acum dacă ne-am cercetat, Doamne, care e neprienirea pe care Tu mi-o ceri? Eu o am? Am atins-o? Ce frumos, neprienirea e foarte importantă. Biblia spune, deschideți porțile, pe poarta asta nu intră decât cei neprieniți. Să nu uităm, zice Biblia, intrați pe poarta strâmtă, pe calea îngustă. Doamne, mulți sunt cei care vor fi mântuiți pe calea mântuirii. Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă, pe calea îngustă. Asta e calea neprienirii. Neprienirea absolută a trăit-o Domnul Iisus și de-aia ne învață Biblia să ne uităm mereu la El, la viața Lui. Auziți vis-a-vis de cerința aceasta, că e o cerință a Lui Dumnezeu, pentru unitate. Și cei care sunt prinși în această cerință, categoric ei vor fi uniți. Cum se vede unitatea unei biserici? Prin standardul de rugăciune și apoi de neprienire pe care îl are. Aia înseamnă trăirea în fiecare zi. Auziți ce spune în Cartea Efesenilor? Spune aici în capitolul 1, versetul 4. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. După ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte, ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voiei sale. În capitolul 4, tot de aici din Cartea Faptele Apostolilor, ne spune de la versetul 22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, auziți, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprienire și sfințenie pe care o dă adevărul. Auziți, și ne dă neprienirea și sfințenia, adevărul, cuvântul. Cuvântul este Domnul Iisus Hristos. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Mă uit la El, mă uit la înaintașii noștri, mă uit la biserica primară. Ce teamă sfântă, ce viață, ce apropiere de Dumnezeu. Dar ceilalți, toți sigur, nu cutezau să se lipească.
Ce frumos încă o dată, de o neprienire și sfințenie pe care o dă adevărul. Tot aici, în Cartea Sfântă, în Cartea Filipenilor, este reluată ideea. Citim în capitolul 2, versetul 14 și 15. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Mai de multe ori noi am vrea să fim cunoscuți de cei din jur, dar știți că nici pe Domnul nu l-au cunoscut. Copiii lui Dumnezeu sunt copii al lui Dumnezeu, adevărați, reali, biserica lui, aici în lumea aceasta, și oamenii din afară nu-i cunosc. Ce har! Și totuși să fii și să fii liniștit, plin de bucurie. Și atunci când ești încercat, și atunci când treci prin probe, să rămâi constant, să rămâi pe verticală. Încă o dată, ca să fiți fără prihană, curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, până acolo, fără vină. În mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Versetul 9 din capitolul 3. Zice aici, printre altele, dar citim și 8 și 9. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, auziți, nu având o neprienire a mea, nu având o neprienire a mea, care se capătă, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprienirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30, înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. Neprienire, se spunea la timpul de rugăciune, neprienirea lui Dumnezeu e Domnul Iisus. Îl primesc pe El, am standardul acesta de neprienire, dar acum eu trebuie să trăiesc. Eu ușor spun, totul Domnul, da? Domnul face totul, dar după ce a venit Domnul și a făcut totul, de acum și eu trebuie să rămân în El. Și eu trebuie să-L arat pe El celor din jurul meu. În viața mea trebuie să vadă El prin trăirea mea, prin umblarea mea. Doamne, ajută-ne la toți! Auziți numai ce spune tot aici, în Cartea Colosenilor, același lucru cere Domnul. Spune Coloseni, capitolul 2, versetul 21, capitolul 1, versetul 21. Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte. Și acum de ce? Ca să vă facă să vă învățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină. Aici zice, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință și așa mai departe. Dacă rămâneți în continuare, până când? Până în ultimă clipă, cât este bătălia. Ce frumos! E ușor atunci să... Sigur, eu o spun mereu și o spun și aici la dumneavoastră, viața de pocăință nu e ceva obositor, nu te obosește. Rugăciunea nu e o caznă. Uite, mă obosesc, da? De unde? Trebuie să fie o bucurie, o dorință. Nu pot sta tot timpul pe genunchi sau la rugăciune, dar mă duc cu mașina, mă duc într-o parte, în alta. Tot timpul sunt într-o legătură cu Domnul. Asta dorește Domnul, să fim tot timpul în legătură cu El. Tot timpul medităm la voia Lui, să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ce-mi place, biserica Lui, zice, e în mâna Lui. Nimeni nu poate smulge din mâna Lui. Dumnezeu e mai mare decât toți. Noi suntem în mâna Lui Dumnezeu. Numai așa se face că în 2019 am ajuns încă, biserica încă este în toată frumusețea ei. Și de-aia spune Domnul Iisus în Matei 16, versetul 24 în continuare. Zice, și eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica e a Lui, biserica este în creștere. Până ajunge la apogeu, se împlinesc numărul mântuiților. Când numărul mântuiților se împlinește, Domnul va veni. De aceea trebuie să dăm năvală. De la Ioan Botezătorul, împărăția cerurilor se ia cu năvală. Și cine pune mâna pe ea? Cei ce dau năvală. Cei ce stau așa rezervați și nu dau năvală. Las că am timp sau las că întâi celelalte lucruri. Să știți, din întâmplare, nimeni nu va ajunge în împărăție. Numai cel ce se luptă, numai cel ce caută, numai cel ce bate, numai cel ce tânjește după împărăție.
Ce frumos! Auziți numai ce spune Biblia și în Tesaloniceni, în capitolul 3, 1 Tesaloniceni 3 cu 13, citim și 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi, ca să vi se întărească inimile, să fie, zice, fără prihană, fără prihană, în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos împreună cu toți sfinții săi. Să fie fără prihană. Să știți, starea de neprihănire e o cerință a lui Dumnezeu. Biserica lui va fi prezentată înaintea Tatălui, fără prihană. Ea trebuie să trăiască o viață curată, să se străduiască. Aia nu înseamnă că nu greșim. Greșim. Dar nu lasă să se cicatrizeze problema. O rezolvă atunci, imediat. Împacă-te cu părâșul tău cât timp ești pe drum cu el, nu lăsa, ca nu cumva să ajungi pe mâna temnicerului. Vei intra acolo, nu vei ieși până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în momentul în care Domnul te-a cercetat, pentru că noi avem un părâș, știți cine e părâșul? Părâșul fraților noștri care zi și noapte îi păra. Domnul Iisus a spus să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui, nu vă voi învinui. Cuvântul pe care eu îl spun, care l-a spus el, acela vă va osândi, vă va învinui. De aceea dorim, Doamne, încă în viața aceasta, în fiecare zi, să fim la zi. Ce frumos spune acolo, zice cuvântul, citim în Cartea Romanilor ceva, zice așa, capitolul 12, dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul, cui datorați vama, dați-i vama, cui datorați frica, dați-i frica, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Și acum versetul 8, să nu datorați nimănui nimic. Păi cum e asta? Să dăm și să nu datorăm. Știți cum se înțelege? Sigur, dumneavoastră îl înțelegeți. Oricând i-ar cerceta Domnul să nu mă găsească ca un datornic, să fiu la zi cu datoria, cui datorați să dăm, ca să fie totul rezolvat. Și pe orizontală, ca să fie pe verticală. Că dacă nu e pe orizontală, nu e pe verticală. Eu pot să spun, Doamne, eu am o relație bună cu tine, dar n-am o relație bună vis-a-vis de unitate cu cei din jurul meu. Eu trebuie să fiu la zi cu toate problemele. Oricând m-ar chema Domnul să trag, să dau socoteală, eu să fiu găsit ca unul care nu am nicio datorie. Ca unul care am iertat. Dacă o vorbă o am, și aia trebuie să fie rezolvată. Biblia mai spune prin ceva, zice aici în Cartea Romanilor, zice printre altele, întrucât este cu putință, versetul 18 din capitolul 12, întrucât este cu putință și atârnă de voi, este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. În momentul, asta ne cere Biblia, în pace cu toți oamenii. Când eu îmi dau silințele, mă străduiesc cu toată ființa mea, și Domnul vede că cineva nici cum nu vrea să trăiască în pace cu mine. Se întâmplă cel de-al doilea lucru, intervine Dumnezeu. Știți cum intervine El? Când Domnul îi place calea cuiva, îi face prieten chiar și pe vrăjmașii lui. Dar trebuie să-i placă calea. Altfel nu o să face prieten. Eu mă pot ruga, Doamne, am vrăjmaș, mi-l lasă Domnul că eu nu mi-am făcut partea. Eu trebuie întrucât atârnă de mine, întrucât atârnă de voi, faceți tot ce puteți. Dați-vă și voi toate silințele. Mai citesc un verset vis-a-vis de standardul acesta de neprienire, ca să fie unitate în biserică. Să fie unitate, ce unitate e atunci în biserică, când există aceste împliniri. Spune printre altele în Petru, foarte frumos, zice în Petru, în 2 Petru, în capitolul 3, versetul 14, de aceea, preubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace, și în pace. Dumnezeu să binecuvinteze această biserică. Doamne, lasă unitatea să fie în toată frumusețea, în toată puterea, să se poată desfășura aici lucrarea Ta și Tu să-ți găsești plăcere în tot ce facem noi. Un al treilea lucru pe care vreau să-l menționez este sfințenia. Nu se poate unitate fără sfințenie. Noi poate vrem unitate, fraților, să fim una, dar nu umblăm la sfințenie. Nu există așa ceva. Trebuie să fie și sfințenia la loc de cinste în viața noastră. Știți ce spune Biblia în Psalmul 16? Zice, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea.
Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, în Psalmul 93, foarte frumos, versetul 5, aici omul lui Dumnezeu spune, printre altele, tot vis-a-vis de această stare înaltă, zice așa: mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea vremurile, sfințenia. Faptele noastre și viața noastră trebuie să fie într-un un standard al sfințeniei pe care Domnul îl dorește. Standard de rugăciune, standard de neprihănire, standard de sfințenie. În Cartea Colosenilor, auziți ce frumos consemnează Pavel aici, spune printre altele, în capitolul 1, versetul 10, dar citim și versetul 9. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, în orice fel de înțelepciune și de pricepere duomnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. Și acum atenție, aducând roade în tot felul de fapte bune. Faptele sunt ale noastre, roada nu e a noastră. Roada e a Duhului. Eu trebuie să mă străduiesc să fie Duhul, iar să dau curs faptelor pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblu în ele. O faptă bună fără roadă n-are valoare. Sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Toate faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Fapta bună care are valoare și pe care Domnul o apreciază și o răsplătește este în virtutea roadei. Roada este a Duhului. Eu doar Duhul trebuie să-L accept, să mă lupt să fie în mine și apoi fapta o fac eu. Actul de caritate, lucru pe care îl fac în dreapta și în stânga, eu îl fac. Dar cu roada să fie întotdeauna. Și când e roada, nu mă văd eu, ci se vede El întotdeauna. Ce frumos! Să faci, dar în așa manieră încât să nu fii văzut de altul. Zice să te laude altul, nu gura ta, un străin și nu buzele tale. Viața de pocăință este frumoasă când o trăiești la acest standard înalt. Ne uităm la oamenii lui Dumnezeu, dar Domnul Iisus, sigur, El îi depășește, nici nu se compare, El este desăvârșit. Niciodată nu vei în viața Lui câtă modestie, câtă smerenie, pentru că un alt lucru, nu mai insist asupra sfințeniei, pentru că am insistat asupra stării de neprihănire. Și de multe ori există, sigur, o intercalare extraordinară, o combinație frumoasă, înaltă, între aceste virtuți dumnezeiești, cerințe pe care Dumnezeu le are. E foarte important. Un al patrulea lucru pe care vreau să-l amintesc pentru unitate este smerenia. Smerenia. Smerenia este terenul de unde cresc toate virtuțile posibile. Terenul smereniei. Ce spuneți, mai ne încape smerenie? Sau am ajuns undeva? Mai ne încape la oricare dintre noi. Obișnuiesc să spun că nimeni nu a murit încă de smerenie. Dar de pocăință, e adevărat. E adevărat că Biblia spune, zici, nu te arăta prea neprienit, pentru ce să te pierzi singur, dar nu fi nici în calea afară de păcătos, de rău. E foarte importantă și una și alta. Dar cum se interpretează versetele astea? Nu fi prea neprienit, nu te arăta tu prea neprienit, nu fi prea neprienit să-l vezi pe cel de lângă tine păcătos și tu bun. Omul, aici e frumusețea, omul care e mai aproape de Dumnezeu, ăla încă se vede pe el, nu pe cel din jur. El încă descopere carențe în viața lui, nu în viața celorlalți. Nu fii prea, ai grijă, dar nu fii nici în cale afară de rău. Adică eu nu-s bun de nimic. Eu nu pot, eu nu știu, e o extremă foarte periculoasă. Pentru ce să te pierzi singur? Se duce viața în ultimă instanță. Ce frumos, pe mijlocul cărării neprienirii. Pe mijloc. Să înțelegi că totul e de la El, tu faci cât poți tu, dar totul iese prin El, nu putem fără El. Nimic. Domnul este totul. Doamne, te binecuvântăm. Eu îmi zic de multe ori, Domnul dă putere, Domnul creează oportunitățile, deschide ușile ca să fac ce este bine. Domnul mă ajută în toate situațiile limită prin care trec. El le face pe toate și în ultimă instanță mă și răsplătește. Și eu îmi zic de multe ori, Doamne, dar care e meritul meu atunci? Meritul meu doar să fiu la îndemâna Lui, la dispoziția Lui. Să fiu gata pentru El. Și atunci El lucrează. Smerenia e un lucru mare. Auziți numai ce spune Biblia despre Domnul. El e modelul, ziceam. Filipeni, capitolul 2.
Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. Făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, pentru că s-a smerit, pentru că a ascultat, pentru că s-a racordat întru totul. În viața Domnului nu a fost nici la nivelul gândurilor, nici la nivelul vorbirii, nu a fost nicio greșeală. Totul, ce frumos, Domnul totdeauna zicea, cuvintele mele nu sunt ale mele, sunt ale Tatălui, ce cuvinte avem noi? Vorbele noastre. Știți, Biblia spune așa, din cuvintele tale vei fi judecat și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Omul va da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rosit din gură. Foarte importantă vorbirea, foarte importantă starea, sigur, din inimă, de acolo pornesc toate. Auziți numai ce spune în Psalmul 34 vis-a-vis de aspectul acesta, îl citim că merită. Zice așa, cine este, versetul 12, cine este omul care dorește viața? Da, toți o dorim. Și asta biologic o dorim, dorim viața, da, și cea spirituală. Auziți numai, zice în continuare, și vrea să aibă parte de zile fericite. Oferta, Domnul are pentru noi. Și acum spune ce să fac eu. Zice, ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Și Domnul îți garantează aceste lucruri, extraordinar. Nu merită? Asta înseamnă că toate cuvintele să fie articulate la locul lor. Cuvântul să-l ai întotdeauna. Domnul a scos cuvântul din inimă, era bibat. Cuvântul nu avea altceva. Vedeți, nu era interesat de politica din vremea aceea. Păi era stăpânul universului, de imperiu care domina, de cei mai mari, de preoți, de farisei și așa mai... El... Planul lui Dumnezeu, hotărârea lui, cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna l-a avut pe buze. Smerenia, Doamne ajută-ne să urmărim smerenia cu toții. Să știți că smerenia trebuie să fie urmărită. Zice Biblia aici, în Psalmul 119, și apoi în Proverbe, dar citim pentru că sunt în Proverbe, aici am ajuns, zice, răsplata, versetul 4, răsplata smereniei și a fricii de Domnul. Auziți că există o răsplata smereniei. Și aici ați-o dă Domnul. Și aici, dar nu mai vorbim dincolo, că noi pentru viața aia ne luptăm. Răsplata smereniei și a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Bogăția, slava și viața. Un om bogat, nu neapărat care are foarte multe posesiuni și are bani și așa mai departe. Omul bogat care îl are pe Dumnezeu, care are pace și liniște. Extraordinar, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Omul bogat este omul care... are din partea celui preanalt, îi expresia purtării de grijă în fiecare zi. Domnul îi poartă de grijă, Domnul ascultă, Domnul este la pas cu el. Auziți în Psalmul 119, vis-a-vis de această smerenie, ce spune psalmistul printre altele? Versetul 67, până ce am fost smerit, sau până ce nu m-am smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul Tău. Păi eu mă pot ruga, Doamne, pentru unitate, vreau să fiu una cu frații de aici. Dar dacă nu mă smeresc, rătăcesc și nu înțeleg. Până ce nu m-am smerit, rătăceam. Dar acum păzesc cuvântul Tău. Versetul 71. Este spre binele meu că m-ai smerit ca să învăț orânduirile Tale. Versetul 75. Știu, Doamne, că judecățile Tale sunt drepte. Din credincioșie m-ai smerit. Din credincioșie m-ai smerit. Tot, pentru că suntem aici foarte mulți psalmi, scot în evidență starea aceasta. Spune aici în Psalmul 25, citim foarte frumos, ce frumos vorbește aici omului Dumnezeu, David. El scrie psalmul acesta și spune așa printre altele, arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Versetul 4, versetul 8 și 9, Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Amin. Și care nu se smerește, ăla se duce viața, rătăcește. Multe căi, citim în Proverbe, băi, auziți numai ce spune cartea Proverbelor, este plină de asemenea sublinieri. Capitolul 16. Proverbe 16, versetul 2. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, în ochii mei.
Eu să mă văd bun. E o tragedie să mă văd bun toată viața și în final descoper că eu am alergat degeaba. Se poate? Absolut, că altfel n-ar fi versetul. Toate căile omului sunt curate în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile, este Domnul. Spune aici, versetul 17, calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, același păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Versetul 25, multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. La urmă când nu mai poți să faci nimic. Doamne, ajută-ne și ajută această biserică, ajută-ne să atingem standardul de smerenie pe care îl dorești Tu. E o măsură, nu peste măsură, să știți, e o măsură. Nu fi prea, dar nici într-o extremă, nici în alta, amândouă sunt periculoase, pe mijlocul cărării neprihănirii. Ținta întotdeauna, obiectivul trebuie să fie Domnul Iisus. Uitându-mă la El, sigur, nu mă voi rătăci și nu voi greși, ci voi putea înainta. Să nu uităm rugăciunea, să nu uităm neprihănirea, să nu uităm sfințenia, să nu uităm smerenia, să nu uităm apoi rânduielile. Unitate fără rânduiel nu există. O biserică, zice, sunt departe cu trupul, dar cu Duhul sunt cu voi. Și privesc cu bucurie, spune în Coloseni Apostolul Pavel, cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi, ca și în toate bisericile sfinților. Ce frumos! E o rânduială în biserică? Știți ce spune în 1 Corinteni, în capitolul 11, versetul 34? Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni la voi. Cum există și în biserica Domnului rânduieli? Absolut! Rânduieli. Rânduielile acestea însă sunt biblice. Le găsim în prima biserică, le găsim în viața apostolilor. Rânduieli care trebuie să fie și în familiile noastre. Eu zic de multe ori, avem probleme, avem copii mulți și noi în biserică, sute de copii și tineri împreună sunt la vreo 700. Și printre altele există probleme familii care au stări tensionate cu copiii. Ce frumos când e rânduială, copilul știe că până la ora aia trebuie să fie acasă, când pleacă, trebuie să spună mamei și tatălui. Când e crescut așa, familiarizat, când cadența copilului, asta este. Ce frumos, oriunde mă duc, copilul spune mamei, tatălui, tata și mama are o evidență absolută, rânduială. Când vrea să facă, să întreprindă o acțiune, orice, el nu face fără mama și fără tata. Acolo e rânduială în familie. Unde nu rânduială, acolo fiecare face ce vrea. Acolo fiecare acționează arbitrar. Și acolo nu va fi, sigur, propășirea dorită, scontată de cel prea înalt. Dumnezeu să lase rânduiala să rămână o permanență. Ajută-ne, o Doamne, să ne racordăm la aceste rânduieli, să le dorim. Să le dorim, o Doamne. Și în ultima instanță, un alt lucru pe care vreau să-l amintesc fără comentarii. Îi adevărul. Adevărul, nu se poate fără adevăr, cuvântul e adevărul. Tot încă o dată, de la cuvânt și în final tot cuvântul. Totul racordat la cuvânt, la adevăr. Adevărul ne face slobozi. Ce frumos! Zice Biblia, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate trebuie, nimic să nu pună stăpânire pe tine. Credinciosul are o libertate nemaipomenită. Pot totul, dar nu fac nimic decât ceea ce îi place stăpânului meu. Asta trebuie să fie deviza. Nu mă uit decât acolo unde dorește El, unde s-ar uita și El. În momentul în care mă uit unde El nu s-ar uita, am buctat, plătesc. Nu e admis așa ceva. Ce frumos, rânduieli. Adevăr, adevărul e cuvântul. Tot un adevăr. Viața. Și atunci nu mai e un stres, mă, ce să fac, cum să fac? Doar această întrebare simplă, simplă. Doamne, Tu ai vorbit cum vorbesc eu acum, cu semenul meu. La servici, când zic că nimeni nu mă vede, bă, ochii lui spre tutindeni. Nu există un loc unde Domnul să nu fie prezent. Zice, El descopere gândurile inimii. El spune omului până și gândurile lui. Biblia spune în Isaia, El răsplătește, plata-i cu El și răsplătirile merg înaintea Lui. El plătește și răsplătește și pentru gânduri. Gânduri pe care nu le-am putut pune în practică, că n-am avut ocazia. Dar și alea sunt contabilizate și sunt în evidența celui preanalt. Ce spuneți? Este atât de mare Dumnezeu încât are evidență asupra tuturor lucrurilor?
dar și pe dumneavoastră și pe mine, gândurile aici care le avem și în biserică când venim, pe bancă, și astea sunt consemnate și sunt în atenția lui Dumnezeu. Eu închei aici și doresc din toată inima Domnul să întărească această biserică. Doamne, ajută-ne, unitatea, de la unitate. Unitatea aceasta se văd prin aceste lucruri menționate, subliniate. Așa se vede unitatea. Zice, printre altele, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe mădulare, o multitudine. Apoi, un al doilea lucru zice, tot acolo în 1 Corinteni, capitolul 12, Dumnezeu a pus pe fiecare mădular așa cum a voit El. Eu nu pot fi ceea ce nu vrea Dumnezeu. El, unde m-a pus? Acolo unde m-a pus să-mi fac datoria. Acolo unde m-a pus să fiu un mădular util în trupul Domnului. Ce complexitate, ce complex este omul, extraordinar. Ce este în interior omului, în mintea omului. Venind cu mașina în zilele astea la Chicago, printre altele cu cei cu care am fost, ne uitam și era menționată din nou, uite ce o diversitate de culori, ce o frumusețe, pădurile, tot felul, vara, iarna, primăvara, e extraordinar, lumea aceasta. Și toate cum a conceput Dumnezeu pe om, e minunat Dumnezeu. Zice că El ne-a creat, suntem ai Lui, dar ne-a creat să privim spre El, să-L chemăm pe El, să ne încredem în El, să-L slujim. Și atunci și viața aceasta este frumoasă, cu greutăți, cu lupte, categorii, nu scăpăm de ele, dar merită că oricum se duc. Totul se încheie și într-o zi ne vom bucura de o veșnicie în prezența Lui. Dumnezeu să ne ajute la toți să ajungem acolo. Amin.